Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț! Astăzi vom vorbi despre săptămânile 10 și 11 de sarcină. Bineînțeles, sunt tot cu Lily. Nu le voi lua individual, nu voi vorbi despre aceste două săptămâni individual, pentru că, sincer, nu țin prea multe minte despre săptămâna 10. A trecut foarte repede. A fost săptămâna în care am avut și un musafir din România, a fost săptămâna în care a venit Lily. S-au întâmplat așa mai multe lucruri în săptămâna 10 și a trecut foarte, foarte repede. Însă, ce țin minte despre săptămâna 10 este că au fost... Ce bleagă ești, m-a căzut de pe pat. Măi, mama, dar tu nu te uiți pe unde mergi, bleguțu. Vă ziceam de săptămâna 10. Da, au fost vreo două zile în care constipația mea a ajuns la apogeu, în sensul în care aveam burta atât de umflată încât păream însărcinată, nu știu, vreo 5-6 luni cel puțin, oricum o să vă las poze. Da, și cam asta țin minte așa despre săptămâna a 10-a. Mici grețuri, trecerea așa de la nu aș mânca nimic sau la orice fel de mâncare mă gândeam, mi se făcea așa greață și nu-mi trebuia absolut nimic, la opusul acestei stări în care aș fi mâncat orice, oricât, oricând, oriunde. Deci era așa o chestie ciudată. Nu am reușit să mă cântăresc în săptămâna 10-a pentru că am rămas fără baterie la cântar, așa că nici nu știu ce greutate aveam în săptămâna 10-a. Însă în săptămâna 11-a a fost mult mai bine cu constipația și m-a ajutat foarte mult faptul că am mâncat kiwi, am mâncat prune uscate, am mâncat terci, foarte multe fibre. Ce am mai mâncat? Miere. Nu știu exact ce anume și în ce măsură a ajutat, dar am mâncat de toate și se pare că a fost ok. Deși atunci când eram eu foarte constipată, cel mai repede m-a ajutat, am mâncat o porție de cartofi prăjiți cu doner, un fel de shawarma, doar că este cu chiflă și nu are cartofi prăjiți înăuntru, cartofi prăjiți am mâncat separat, dar m-a ajutat când am mâncat chestia aia. Și după aceea a fost ok. Stai mai Lili, dar de ce mă muști? Eu te țin aici așa, te drăgălesc și tu vrei să mă muști. Da, și despre săptămâna 11-a tot cam aceleași grețuri, dar foarte puține grețuri, nu vă imaginați cine știe ce. De mâncat am putut să mănânc relativ normal. Oboseala uneori își mai spune cuvântul, dar oboseala se datorează și faptul că uneori nu doarme Claudia atât de bine și... Adică nu aș da vina doar că sarcină, v-am mai spus lucrul acesta. Am reușit să mă cântăresc în săptămâna 11-a și aveam 49,8. Deci în două săptămâni m-am îngrășat 400 de grame. Na, vreo 200 de grame pe săptămână. În rest, altceva ce am mai făcut. Nu am mai făcut așa mare lucru în săptămânile acestea două. Chiar nu mai țin minte altceva. În săptămâna 11-a, chiar când am împlinit săptămâna 11-a, stând așa întinsă pe pat, am simțit umflătura unde începe să crească bebele. Până acum simțeam așa până unde s-a ridicat uterul, adică dacă îmi palpam abdomenul simțeam lucrul acesta, dar nu se simțea așa efectiv umflătura, se simțea tot plată burta. Dar într-o dimineață, cred, stăteam cu Melissa în pat și pur și simplu stând așa întinsă am simțit umflătura. Era așa, dar o umflătură foarte mică, atât cât să îmi încapă în palmă, nu... Se simțea încă mare lucru, dar na, la 11 săptămâni nici nu mă așteptam la mai mult. Da, și cam atât, cred. Haideți să vă arăt burtica și dacă mai mi-aduc aminte, vă mai spun după aia, dar...
Dar oricum, asta este burtica cu haine, nu se, e un plovăr destul de gros și nu se înțelege mare lucru. Eu sunt îmbrăcată bine pentru că am fost pe afară, am avut niște treburi de rezolvat și urmează să ies iar. Și acum sunt puțin balonată. Și... încă nu se cunoaște mare lucru, dar asta este burtica la 11 săptămâni. Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat, chiar nu-mi vine nimic în minte. Sunt așa că trece timpul foarte, foarte repede, lucru care este normal, având în vedere că am atâtea lucruri de făcut în fiecare zi și pur și simplu nu simt când trece timpul. Acum și cu cățel și cu copii și cu toate cele, trece foarte repede și imediat, adică mă apropii cu pași mari spre al doilea trimestru și nu-mi vine să cred cât de repede a trecut această perioadă. Da, cam atât în acest filmuleț, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!